Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Rosian Vaseloi, este bănuit de neglijență în serviciu în dosarul dublului omor de la aeroportul internațional Chișinău. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful IGPF a anunțat că va solicita un concediu neplătit pentru o perioadă de 30 de zile. La începutul lunii septembrie, Vaseloi s-a ales cu o mustrare aspră în urma atacului armat din 30 iunie. În același context, un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost demis. Rusian Vasilui a declarat că l-a informat pe Ministrul Afacerilor Interne despre atribuirea calității procesuale de bănuit în dosarul dublului omor de la aeroport și că va solicita un concediu neplătit pentru a putea contribui la urmărirea penală. În calitate de conducător al instituției și având demnitate de ofițer, cred cu tărie că este esențial să contribui ca organul de urmărire penală să colecteze toate probele și să efectueze urmărirea penală pentru a clarifica toate circumstanțele cauzei și acuzațiile aduse. De aceea, în semn de respect față de instituția pe care o conduc și față de cetățenii Republicii Moldova, voi prezenta un raport și voi solicita acordarea unui concediu nepătit pentru o perioadă de peste 30 de zile. La începutul lunii septembrie șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, s-a ales cu o mustrare aspră în urma atacului armat din aeroportul internațional Chișinău, soldat cu doi morți. Anunțul a fost făcut de către ministrul de interne Adrian Efros, care a prezentat rezultatele anchetei de serviciu după mai bine de două luni de la tragedia din aerogară. Oficialul a mai spus că un secretar de stat din cadrul MAI va fi demis, iar mai mulți angajați ai poliției de frontieră au fost sancționați sau concediați. Potrivit lui Efros, au fost identificate lacune în sistemul de securitate aeronautică. Pe 30 iunie curent, două persoane au decedat în urma atacului armat la aeroport. Tragedia s-a întâmplat după ce unui cetățean al Tajikistanului a fost interzisă intrarea în Republica Moldova din motive de securitate. Ulterior, în spațiul public au apărut mai multe secvențe video în care atacatorul Rustam Ashurov a vorbit cu mama sa la telefon după ce l-a omorât pe un polițist de frontieră și pe un angajat al serviciului de securitate al aeroportului Chișinău. Atacatorul a murit la spital în seara zilei de 3 iulie.